E foarte bine că sunt mai agresiv. Dar tot am auzit că iau cartonașe galbene, că dacă e cartonașe galben nu înseamnă că ești un jucător mai slab sau că ești mai... Pur și simplu se întâmplă. E galben pentru echipă, e galben pentru că ești depășit, e galben... Am luat galben și că am avut o intrare două mai urâtă, pentru că se întâmplă la fotbal. Sunt nervi, te încarci foarte mult. Și se întâmplă să mai ai și câte o scăpare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să faci un caz. Sunt... S-a părut că jurul tău s-a făcut un caz? Exact. S-a făcut și un articol în GSP, că criminal sau cum a mai vorbit acel ziarist. Mi se pare foarte urât și sunt foarte mulți jucători de talie mondială care au foarte multe cartonașe galbe. De asta nu înseamnă că ești un jucător slab sau mai slab.